Unicitatea operelor sale de artă constă în utilizarea materialelor delicate, redarea lor detaliată și realistică și amplasarea lor dinamică. Toate acestea au scopul de a neutraliza calitățile generalizate, simpliste și comice, la care lumea se așteaptă de obicei de la niște structuri gonflabile. Este inedită pentru tipul de estetică pe care îl vehiculează lucrările lui Max Streicher. Ele fiind monumentale, dar fără să te apese așa cum te apasă monumentele de tip clasic, să le spunem, monumentele pline. Max Streicher este un sculptor și creator de instalații care de 20 de ani apelează intens la tehnologia elementelor gonflabile în sculpturile cinetice și lucrările tridimensionale. Artistul a expus și are lucrări prezente în galerii din toată lumea. Pe întreg teritoriul Canadei natale, dar și în Barcelona, Madrid, Cambridge, Paris, Praga, Berlin, Düsseldorf, Tokyo, New York, iar acum, pentru prima dată, și în România.